Cred că astăzi vă așteptați, poate văzând cuvântul întreg, la o lecție de geometrie. Nu. Va fi azi nu o lecție de matematică, ci o lecție de viață. Lecții pe care eu le-am învățat și din care am crescut și am înțeles că este extraordinar să te bucuri. Povestea mea începe cu voi. Vă provoc la un exercițiu de imaginație. Ați avut o zi grea, plină de întâlniri și proiecte, și primul lucru care vă dă semn că au trecut orele este foamea. Este cineva în situația asta, după ce lucrăm mult și uităm să mâncăm? Ce putem face? Comandăm o pizza. De ce? Pentru că pizza vine la tine și pentru că poți să pui tot ce îți dorești tu acolo. Și cu nerăbdare așteptăm să vină pizza. Sună la ușă și domnul cu pizza sosește. Punem pizza pe masă, deschidem capacul și surpriză. O felie lipsește. Ce faceți? Vreau să vă aud. Cum reacționați? Da? Alte idei? Cum vă simțiți? Poate surprinși? Poate ceva n-a fost în regulă? Ceva lipsește. Am să încep povestea mea de aici. Poate vă gândiți ce legătură are pizza cu întregul și cu povestea mea. Sunt convinsă că până la sfârșit vom avea cu toții răspunsul. Totul a început pentru noi în 1991, când eu eram profesoară la liceu, soțul meu era medic și aveam doi copii, elevi la grădiniță, Luxandra și Tudor. O oportunitate fantastică a venit în viața noastră de a călători pentru prima dată cu toții în Germania, în Berlin. Am fost invitați de o familie de americani, el pilot și ea avocat, cantonați în Berlin. I-am cunoscut în proiectul pe care îl făceam în acel moment, eram implicați în orfelinatele din Cluj. Invitația lor a venit într-un moment în care ne-a provocat foarte mult întreaga noastră viață. Odată ajunși în Germania, am avut senzația că trăim într-un vis. Am intrat pentru prima dată într-un magazin care avea rafturile pline, cum le știm acum. Fiul meu, surprins de atâta bogăție, m-a întrebat unde suntem. Eu i-am spus că suntem într-un muzeu, pentru că nu aveam bani să cumpărăm nimic. Atunci Tudor a spus, când tata va fi doctor mare, o să avem bani să cumpărăm dintr-un muzeu. A doua zi am vizitat școala americană și am avut șansa să lucrez acolo ca și voluntară 2 luni, iar soțul meu a făcut un stagiu de 2 luni în Spitalul Militar American. A fost o experiență extraordinară, dar în fiecare seară ne uitam unul la altul și ne gândeam, care va fi viața copiilor noștri? Nu aveam răspuns. A venit momentul în care noi trebuia să ne întoarcem acasă și am luat o decizie foarte grea. Aceea de a ne despărți. Și eu de a mă întoarce și Dan de a încerca să meargă în Statele Unite. Așa a cerut azil politic. Eu am venit acasă cu copiii. Țin minte și acum, era septembrie. Începea școala. Fica noastră începea prima zi de școală.
Toți părinții ne dorim să fim amândoi cu copiii în prima zi de școală. Dan era în Rostock, în lagăr, într-o închisoare, diferită de închisorile noastre. S-a uitat pe geam și a văzut o fetiță cu un ghiozdan în spate, care începea școala. Și atunci s-a gândit, locul meu nu este aici. Eu mă întorc acasă. Și a venit. Viața noastră a continuat mai departe. Eu predam în continuare la școala de stat. Dan mergea mai departe la spitalul unde lucra. Dar știam că nu putem continua așa. Ceva în viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Într-o zi, directoarea școlii la care predam m-a chemat la ea în birou și mi-a spus: Simona, ești profesoară, eram foarte tânără, ca să fii profesor trebuie să menții o atitudine strictă. Aici nu se zâmbește, nu se creează relații decât de la catedră încolo. A fost poate una dintre cele mai triste zile din viața mea, pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să merg așa mai departe. Și atunci am luat o decizie, să renunț. Mă străduise mult să schimb un sistem, să aduc idei noi. Rezistența era foarte mare. Așa, în 1993, toamna, am început în camera copiilor mei cu 100 de euro, de dolari atunci, 100 de dolari, bani obținuți din jucările pe care le făceam și le-am vândut colegelor mele, am cumpărat 4 mese, 16 scaune și 12 copii curajoși au venit alături de noi. 1996 a fost anul în care am avut șansa să merg în Statele Unite, să am o bursă, să studiez educație la un cu totul alt nivel. 1998 m-am întors înapoi în țară și alături de soțul meu ne-am hotărât să construim prima grădiniță din România după Revoluție. Când am cerut autorizația, ni s-a refuzat în mai multe rânduri, spunându-ne că numai statul poate construi grădinițe. Au trecut repede ani și au obținut autorizația pe care scria grădinița Happy Kids. 2010-2000 am început școala cu foarte multă încredere și foarte mult curaj, cu un credit de 50.000 de dolari. Mi s-a părut ceva foarte greu. 2009-2008 am construit campusul, primul campus din România construit integral cu bani românești. De data asta creditul era de 1.600.000 de euro. 2018 am reușit să scoatem o carte care astăzi este vândută în 25 de țări în limba engleză și că aduce un program de educație inovativ pentru profesori din întreaga lume. Ce au toate acestea? Am primit o carte în urmă cu câțiva ani care se numea Bucățica lipsă. Acea bucățică lipsă mi-a adus aminte de fapt toată povestea în care eu sunt astăzi. În 1991 căutam bucata lipsă. Am încercat să emigrăm, am făcut un atelier de creație vestimentară, un butic și alte proiecte. N-am reușit. Până când, mi-am dat seama și am avut acea schimbare de paradigmă că, de fapt, eu nu știu ce caut, pentru că nu știu cine sunt. Momentul în care
mi-am dat seama că nu sunt un întreg defect, ci sunt o bucățică. Am început să văd lucrurile cu totul altfel. Pentru că această bucată a început să caute ea, să construiască. Așa am început școala, așa am început să lucrez cu cât mai mulți oameni, așa am început să mă transform. Merge bucățica mea, lipsă, bucata. Merge? Da. Și așa mi-am dat seama că uneori e greu, am căzut, m-am ridicat, am învățat din nou, n-am renunțat, colțurile mele au început să devină tot mai moi, mai rotunde, lecțiile au devenit tot mai grele uneori, dar la un moment dat am început să mă rostogolesc. Și minunea este că atunci când ne rostogolim, ne întâlnim cu oameni care sunt întregi. Ne întâlnim cu proiecte din care facem parte pentru că sunt întregi. Și ce este frumos este că ne putem rostogoli împreună. Aceasta a fost lecția despre a fi cine ești, unde ești și încotro mergi. Au fost multe lecții pe care le-am învățat. Au fost multe nopți în care nu am dormit. Dar au fost multe zile în care am învățat că atunci când mă scol și știu cine sunt, chiar dacă nu mă plac, pot să mă duc mai departe. Poate vă gândiți care sunt lecțiile, ce este aici pentru mine. Pot să vă spun ce a fost pentru mine. Pentru mine au fost trei lecții pe care eu le-am învățat și pe care le folosesc în fiecare zi. Lecția numărul 1 pentru mine a fost că pașii mici sunt mai siguri decât pașii mari. Am învățat din pașii înapoi. M-am oprit și am învățat să reflectez și să mă uit la greșeli ca și lecții din care pot să cresc. Am mai învățat că atunci când mă uit la oameni și la potențialul lor și recunosc că sunt mai buni decât mine și mă asociez cu ei, putem merge împreună, putem construi proiecte. Școala Transylvania College nu este școala mea. Este școala unui colectiv care performează în fiecare zi. Eu nu pot preda matematică, nu pot să predau toate materiile pe care ei le fac. Dar oamenii pot. Copiii pot. Dacă vă uitați acolo, sunt ochii unui copil. Am învățat să caut mereu, să țin aprinsă scânteia, sclipirea din ochii copiilor și oamenilor cu care lucrez. Și vă spun de ce. Povestea mea, eu sunt azi aici, în fața dumneavoastră, pentru că în urmă cu mulți ani cineva a avut încredere în mine și m-a chemat la cea mai bună școală din Anglia. Harrow. Sunt două, Harrow și Eton. Am fost la amândouă. La Harrow, școală de băieți, unde s-a filmat și Harry Potter, am avut șansa să petrec câteva zile. Și am fost în biblioteca lor. Pe vremea aceea, biblioteca pentru mine era o doamnă în spatele unor uși închise și niște cărți pe care le luam săptămânal. În acea bibliotecă am văzut niște băieți a căror ochi sclipeau.
de curiozitate, de interes, de bucurie. Mi-au rămas ochii aceia și azi în minte. Momentele în care am hotărât să construim mai departe a fost pentru că mi-am dorit să văd acei ochi în școala noastră. Astăzi îmi doresc să văd acei ochi în ochii profesorilor din lumea întreagă și de la noi de acasă. Momentul în care n-am mai văzut scânteia au fost cele mai grele momente din viața mea. Ceva pierdusem și mă chinuiam noaptea să văd scânteia. Și am reușit să o văd. Aș vrea să reflectați. În ce etapă sunteți dumneavoastră acum? Sunteți un întreg care își caută bucata lipsă, pizza noastră? Sau sunteți o bucată care își construiește întregul? Aș vrea să reflectați câteva secunde. Și iată așa, când aflăm răspunsul, știm cum mergem mai departe. Dar legat de speech-ul domnului paleologu, cu ce mergem mai departe? Cine merge mai departe? Aș vrea să vă invit să facem un exercițiu împreună. Aveți toți telefoane mobile? Vă rog să le scoateți. Și să mergeți la lanternă. Lanterna. Vă rog să vă deschideți lanterna. În mod normal, lanterna luminează ca să vedem drumul în fața noastră, da? Și de obicei, când luminăm, vedem ceva, deci nu poți să vezi nimic, nu? Invitația mea este să întoarceți lanterna către dumneavoastră în dreptul inimii. Vreau să luminați bine acolo înăuntru, pentru că de acolo ne vine puterea și vă invit să găsiți acolo 3 puncte tari pe care le aveți. Poate fi creativitate, perseverență, încrederea în dumneavoastră. Vreau să le vedeți. Vreau să vă uitați acolo. 3 puncte tari. Dacă le-ați găsit, să ridicați mâna. Cine le-a găsit, să ridice mâna. Așa, ușor. Și să rămâneți cu mâna sus, ca să vedem câți dintre dumneavoastră v-ați găsit acele 3 puncte tari. Când terminați, ridicați mâna. Nu-i ușor. Dați acolo. Când mâinile voastre sunt ridicate, vă rog să vă luați un creion sau telefonul invers și să le scrieți la notițe. Vă rog să le scrieți acum cele 3 puncte pe care le-ați găsit ca puncte tari care vă definesc caracterul și cine sunteți dumneavoastră. Acum că le-ați scris, vreau să le citiți în gând.
Pentru că ele nu vă vor dezamăgi niciodată și vor răspunde mereu la întrebarea: cine sunt eu și fac parte din întregul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Simona, îți mulțumim tare mult pentru acest exercițiu de introspecție. Dacă sunt întrebări în sală, dacă nu, voi încerca eu. Aș vrea să te întreb care este șansa noastră ca societate în contextul educațional actual. Răspundem la întrebarea cine sunt eu, practic, și răspundem de fapt la faptul că societatea suntem fiecare din noi. Și dacă noi pornim cu dreptul, unii cu stângul, este alegerea noastră. Invitația mea este că atunci când noi suntem bine cu noi, oamenii cu care lucrăm, familiile noastre sunt bine. Am început programe de well-being pentru profesori. Pentru că atunci când profesorii sunt mulțumiți și fericiți, elevii sunt mulțumiți și fericiți. Și invitația mea este pentru fiecare de dumneavoastră, cum o fac și pentru profesori, că atunci când deschideți o ușă și puneți mâna pe o clanță, zâmbiți. În cealaltă parte pot fi oameni sau copii care n-au primit de mult un zâmbet. Și cred că de aici începem. Iar lecția pe care am învățat-o eu vis-a-vis de filozofie și care m-a uimit în anii 90 este că filozofii sunt poate cei mai buni banchieri și oameni de afaceri din lume. Deci, orice are un sens. Dar totul începe cu noi, cu educația pe care o facem împreună, familia, cu școala și cu societatea. Și sunteți aici pentru asta și vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Simona.